200 de protestatari s-au adunat și azi în piața Universității din capitală. Sonia Simionov este și ea acolo. Bună ziua, Sonia! Care sunt reacțiile oamenilor? Bună ziua tuturor! Ei bine, aici în piața Universității oamenii sunt destul de revoltați în continuare, chiar dacă, iată, Emil Boc a anunțat cu puțin timp în urmă că a cerut demisia lui Teodor Baconsi, ministrul de externe. Sunt păreri împărțite cu privire la acest aspect. Ei bine, o parte dintre ei consideră că este vorba despre o mică victorie și, iată, le dă un sens scopului pe care îl strigă aici încă de 11 zile. Faptul că nu stau degeaba în stradă acești oameni, cel puțin asta spune o parte dintre protestatari. Cealaltă parte vine și spune că este vorba numai despre o diversiune, că încearcă această conducere a țării noastre să îi păcălească cu faptul că demite niște oameni care, de fapt, nu sunt cei mai răi, nu sunt cei pe care ei îi cer să fie demiși. Oamenii de aici, pe care îi vezi și tu, Octavia, acum, pe care îi vede toată lumea, cred că sunt deja aproape 300 care au venit și vreau să-ți spun că cei mai mulți dintre ei au venit după ce au văzut la televizor declarațiile de astăzi din Parlament. Ei bine, sunt aici pentru trei lucruri la care este vorba despre o unanimitate. Demisia lui Traian Băsescu, demisia lui Emil Boc și alegeri anticipate. În altă ordine de idei, cu toții au probleme personale, cu toții au probleme care nu țin neapărat de unanimitate. Sunt pensionari cărora li s-au scăzut pensiile atât încât să nu mai poată să trăiască un trai decent. Sunt chiar și copii care spun că vor locuri la grădinițe. Sunt oameni tineri care nu mai pot să-și termine studiile din cauza faptului că nu mai au bani cu care să-și plătească aceste studii. Probleme foarte, foarte multe. Iar ce este cel mai important este că ei spun că nu se vor lăsa până când nu li se vor îndeplini toate condițiile pe care le cer. Mulțumesc, Sonia!